Imediat după ce rușii au invadat Ucraina, Letonii au hotărât să introducă stagiul militar. Se numește Serviciul de Stat pentru Apărarea Letoniei și guvernul de la Riga l-a introdus gradual încă de anul trecut. În 5 ani, Letonia va crea un serviciu de recrutare și toți cetățenii de gen masculin ai Letoniei, cu vârsta cuprinsă între 18 și 27 de ani, vor trebui să aleagă unul dintre cele patru tipuri de serviciu militar. Serviciul de stat de apărare, garda națională, curs universitar de comandant de secție sau servicii alternative la Ministerul de Interne, Sănătate sau Bunăstare. Populației de gen feminin din această grupă de vârstă îi se va oferi aceleași oportunități pe bază de voluntariat. There will be no difference between conscripts and professional army. And if you would compare them after the training with a professional soldier, will they be on the same level, you think? I think definitely. În prima fază a proiectului, Ministerul Apărării a vizat cetățenii letoni cu vârste cuprinse între 18 și 27 de ani, cărora le-a oferit încă din ianuarie pregătire militară, dar pe bază de voluntariat. Anul viitor, înrolarea se va desfășura din 6 în 6 luni. Pe perioada stagiului militar, recruții beneficiază de protecție socială.